În România, codul rutier are o toleranță zero față de consumul de băuturi alcoolice la volan, prevăzând că o alcoolemie de până la 0,40 mg per litru constituie contravenție și se sancționează cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce, în timp ce o alcoolemie de peste 0,40 mg per litru constituie infracțiune și se pedepsește potrivit codului penal. Refuzul șoferului de a se supune prelevării mostrelor biologice de sânge constituie de asemenea infracțiune și se pedepsește cu închisoare. Pe lângă aceste consecințe juridice, riscurile implicării într-un accident de circulație sunt dintre cele mai grave, acestea crescând exponențial. Studiile efectuate arată faptul că șoferii aflați sub influența alcoolului au diminuat viteza de reacție, simțurile vizuale și auditive, alcoolul creând falsa impresie de siguranță prin asumarea unor riscuri inutile. Nu riscați! Nu vă urcați la volan dacă ați consumat băuturi alcoolice și respectați regimul de viteză aplicabil tronsonului de drum pe care circulați.